Șoferii care au circulat pe autostrada București-Pitești fără să aibă aprinse farurile au fost trași pe dreapta de către polițiștii și inspectorii de la autoritatea rutieră. Cunoașteți faptul că pe autostradă este obligatoriu să folosiți lumine de întâlnire, mai ales pe timp de ceață. Pe timp de ceață se folosesc inclusiv lumine de ceață. Dumneavoastră nu le aveți nici pe cele de autostrăzile. Dumneavoastră nu le aveți în funcție nici pe cele de întâlnire. Cunoașteți faptul că pe autostradă se folosesc lumine de întâlnire. Da, și le-am aprinse. Din păcate nu le aveți aprinse. Păi sunt și acum. Sunt lumine de poziție. Pe autostradă se folosesc lumine de întâlnire. Iar pe timp de ceață se folosesc inclusiv cele de ceață. Dar n-am pus ceață. Revenim, permisul. Da, este valabil acesta. N-am văzut, n-am observat. N-ai văzut până acum? N-am observat. Poate mi s-a ars acum. Cu ocazia acestei acțiuni am constatat faptul că nu se folosesc lumine de întâlnire sau nu funcționează aceste lumini, iar conducătorii auto au fost sancționați cu o amendă contravențională în valoare de 402 lei și reținerea certificatelor de matriculare. Înțeleg faptul că se pun în pericol și pe ei și pe ceilalți participanți la trafic? Noi sperăm că odată cu aceste acțiuni vor înțelege pericolul la care se expun. Polițiștii au atenționat și pe conducătorii auto care încă nu și-au montat anvelope de iarnă. Pe perioada rece trebuie verificate și instalațiile de climatizare și încălzire.